Vă invit să deschidem cuvântul la Evanghelia după Marcu, la capitolul 13, și vom citi primele patru versete. Evanghelia după Marcu, de la capitolul 13, primele patru versete, cuvântul lui Dumnezeu pentru noi în seara aceasta. În rugăciune cu voce tare, după citirea textului, ne va conduce fratele Ilie Țundrea, este în tronsonul 3 la balcon. Când a ieșit Iisus din templu, unul din ucenicii lui a zis: Învățătorule, uită-te ce pietre și ce zidiri! Iisus i-a răspuns: Vezi tu pietrele acestea mari? Nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Apoi a așezut pe muntele măslinilor în fața templului. Și Petru, Iacov și Ioan și Andrei l-au întrebat deoparte: Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Și care va fi semnul când se vor împlini toate aceste lucruri? Până aici cuvântul lui Dumnezeu și noi spunem: Vorbește, Doamne, căci robii Tăi ascultă. Amin. Capitolul 13 din Evanghelia după Marcu este un capitol profetic. Este cel mai lung mesaj al Domnului Iisus prezentat în Evanghelia după Marcu. Este marți după masă, în săptămâna mare, săptămâna patimilor. Și Domnul Iisus părăsește Ierusalimul, este pe muntele măslinilor, l-a răsărit de Ierusalim și de templu, și după o zi în care a avut confruntări deosebite cu liderii religioși ai Israelului din vremea aceea, Domnul Iisus le-a spus: De atâtea ori am încercat, Ierusalime, să te adun și să-ți adun copiii tăi, cum își adună găina puii, dar n-ați vrut. De aceea vă va rămâne casa pustie. Cuvinte pe care le-a rostit Domnul când a plecat din templu, și în templul acela Domnul Iisus n-a mai intrat niciodată. De pe muntele măslinilor, priveliștea înspre Ierusalim era fascinantă, pentru că templul a fost o construcție monumentală, un templu pe care Irod cel Mare l-a renovat și l-a mărit. I-a placat pereții cu folii de aur și în bătaia razelor soarelui imaginea era copleșitoare. Și ucenicii se uită spre Ierusalim și spun: Învățătorule, ce zidire, ce construcție, ce monument! Și Domnul spune: Adevărat vă spun că nu va rămâne piatră pe piatră în locul acela. Este o profeție a Domnului cu privire la viitorul templului. Și în seara aceasta ne vom uita la dărâmarea templului și vremurile de pe urmă. Pentru că ucenicii îi spun: Doamne, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul când se vor împlini toate aceste lucruri. Când ucenicii cer de la Domnul să le spună și să le explice și să le dea semne, ucenicii cer din partea Domnului calendarul evenimentelor. Să notăm noi în calendarul nostru ce se va întâmpla, când se va întâmpla, cum se va întâmpla. Scopul profețiilor însă nu este să ne completăm calendarul și să bifăm că l-am verificat pe Dumnezeu în fiecare zi ce face El. Scopul profețiilor nu este să ofere oamenilor senzații. Da, suntem amatori de senzații. Tot ce produce senzații atrage oamenii, dar Dumnezeu nu este interesat și nu-și propune să ne ofere senzații. De aceea Domnul Iisus n-a sărit de pe streașinea templului. Nu le-a oferit un spectacol senzațional.
Scopul profețiilor nu este să ne facă pe noi oamenii să putem stăpâni bine mersul evenimentelor istoriei. Scopul profețiilor este să ne arate că Dumnezeu este suveran peste istorie. Scopul profețiilor este să ne arate direcția în care duce Dumnezeu istoria. El e la cârmă. Și scopul profețiilor este să ne facă pe noi oameni veghetori și oameni rugăciunii. Scopul profețiilor este că atunci când vedem cum Dumnezeu duce istoria, să ni se întărească credința și să ni se schimbe viața. Acum, când Domnul Iisus profețește dărâmarea templului, profeția aceea nu este ceva de genul s-a hotărât să se mai demoleze câteva case în nu știu care parte a orașului. Și nici măcar nu este ceva de felul s-a hotărât să se demoleze o catedrală. Ca să înțelegem impactul a ceea ce a spus Domnul Iisus, e important să înțelegem ce anume era templul. Ce însemnătate a avut templul. În Vechiul Testament, templul este locul de întâlnire a Dumnezeului suveran, sfânt și drept cu omul păcătos. Templul este locul de întâlnire a unui Dumnezeu sfânt. Sfințească-se numele Lui. A unui Dumnezeu drept, care a stabilit că plata păcatului este moartea. A unui Dumnezeu plin de dragoste, care ne cheamă în prezența Lui și ne oferă mijlocul de a sta în prezența Lui, el rămânând sfânt și drept și în dragostea Lui să ne poată primi în prezența Lui. Templul este locul acesta de întâlnire stabilit de Dumnezeu și Dumnezeu stabilește standardele. Cum anume să se apropie de Dumnezeu? Ca să fie respectată sfințenia Lui, să fie onorată dreptatea Lui și să fie demonstrată dragostea Lui. Și Dumnezeu a stabilit standardele, rânduielile. De aceea, începând de la cortul întâlnirii pe care Dumnezeu i l-a desfășurat, i l-a prezentat lui Moise și a explicat cum să îl construiască. De aceea la cortul întâlnirii era curtea cortului, era sfânta și sfânta sfintelor. Și scopul era ca omul păcătos să vină în prezența lui Dumnezeu, să înțeleagă cine-i Dumnezeu, să înțeleagă natura, caracterul lui Dumnezeu, să înțeleagă cerințele lui Dumnezeu și să vină înaintea lui Dumnezeu cerând iertare și cerând îndreptare. Și să plece de la templu iertat și schimbat. După cort, în vremea lui David, s-a născut ideea să construiască un templu, o clădire. Solomon este cel care duce la îndeplinire planul lui David și este construit templul lui Solomon, care este o minune arhitecturală. Este o clădire impresionantă. Și slava lui Dumnezeu coboară peste templu. Ne aducem aminte că la sfințirea templului, slava lui Dumnezeu s-a coborât și a umplut templul încât preoții n-au mai putut sta în templu de intensitatea slavei lui Dumnezeu și au trebuit să iasă afară. Și Solomon înalță rugăciunea aceea în care îi cere lui Dumnezeu că atunci când copiii lui Israel, când tot poporul, când un om, când străinul, când se va întâmpla să păcătuiască și vor veni necazuri și va veni judecata, dacă vor veni în locul acesta și vor înălța rugăciuni, Solomon spune, ascultă-i din ceruri și iartă-i. Și scopul este ca în acest loc de întâlnire între om și Dumnezeu, în baza sfințeniei, a dreptății și a dragostei lui Dumnezeu, omul păcătos să găsească iertarea, împăcarea cu Dumnezeu și să plece acasă iertat și transformat. Dar,
Întoarceți, vă rog, la cartea profetului Ieremia. Cartea profetului Ieremia, capitolul 7. În Ieremia 7, ne apropiem de momentul în care Dumnezeu nu mai poate suporta ce se întâmplă la templu. Iată cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului. Șez la poarta casei Domnului, vestește acolo cuvântul acesta și spune: ascultați cuvântul Domnului, toți bărbații lui Iuda care intrați pe aceste porți, ca să vă închinați înaintea Domnului. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeului Israel: îndreptați-vă căile și faptele și vă voi lăsa să locuiți în locul acesta. Subliniați, îndreptați-vă căile și faptele. Nu vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare zicând: acesta este templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Căci numai dacă vă veți îndrepta căile și faptele, dacă veți înfăptui dreptatea unii față de alții, numai așa vă voi lăsa să locuiți în locul acesta, în țara pe care am dat-o părinților voștri, din veșnicie în veșnicie. Nu vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare. Crezând că puteți trăi oricum, veniți la templu și participați la ritual și vă duceți cum ați venit sau mai răi. Versetul 8. Dar iată că voi vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare, care nu slujesc la nimic. Cum? Furați, ucideți, prea curviți, jurați strâmb, aduceți tămâie lui Baal, mergeți după alți Dumnezei pe care nu-i cunoașteți și apoi veniți să vă înfățișați înaintea mea în casa aceasta peste care este chemat numele meu și ziceți: suntem izbăviți. Ca iară să faceți toate aceste urăciuni. Este casa aceasta peste care este chemat numele meu o peșteră de tâlhari înaintea voastră? Eu însumi văd lucrul acesta, zice Domnul Dumnezeu. Oamenii au schimbat destinația pentru care Dumnezeu a lăsat templul. Au transformat din scopul lui Dumnezeu un ritual, dar nu s-au mai pocăit și nu și-au mai schimbat viața. Și au zis: câtă vreme putem repeta ritualul, suntem în siguranță. Și Dumnezeu spune, versetul 12: duceți-vă dar la locul pe care, la locul care fusese închinat, la Shilo, unde pusesem să locuiască odinioară numele meu, și vedeți ce am făcut din pricina răutății poporului meu. Dumnezeu spune: duceți-vă în istorie înapoi. În 1 Samuel 4. Să vedeți ce s-a întâmplat cu cortul pe care l-a făcut Moise la porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat pe mâna filistenilor, filistenii au nimicit cortul și au luat chivotul pradă de război. Și Dumnezeu spune: duceți-vă la Shilo și verificați dacă Dumnezeu tolerează așa ceva. Și acum Dumnezeu spune prin Ieremia: așa voi face cu locul acesta. Și în anul 587, înainte de Hristos, Nebucadnețar a cucerit Ierusalimul, a dărâmat templul și l-a făcut una cu pământul. Templul lui Solomon. Templul peste care a coborât slava lui Dumnezeu. Se duc în robie, se întorc după 70 de ani de robie și sub Zorobabel, Ezra și Nemia. Este rezidit templul. Și iarăși Dumnezeu îi primește că vin cu pocăință. Și după vreme iarăși repetă același lucru. Și între anii 200 și 174-75, în vremea lui Antiohus Epifanes, templul este pângărit și este iarăși, este distrus, este stricat. Și iarăși copiii lui Israel se întorc și repară templul. Și în vremea lui Irod cel Mare. Irod cel Mare a vrut să mărească templul, să repare, și a făcut din el o bijuterie, un monument extraordinar de frumos. Este templul în care Domnul Iisus
A mers la 40 de zile cu părinții lui când trebuia să împlinească ceea ce cerea legea pentru curățire. Ne spune Biblia că s-a dus la 12 ani și apoi în timpul celor 3 ani de zile de activitate publică. De mai multe ori Domnul Iisus s-a dus la templu. Locul de întâlnire a omilor cu Dumnezeu. Templul este locul în care se săvârșesc toate jertfele. Tot ceea ce a poruncit Dumnezeu, jertfa zilnică, jertfa de sărbătoare, jertfa de lună nouă, jertfa de ispășire, toate jertfele se săvârșesc la templu. Este centrul, este esența vieții lor. Numai că se întâmplă același lucru. În Marcu 11, când Domnul Iisus a intrat în templu în ziua de florii, citim la versetul 17 așa. Oare nu este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Locul întâlnirii cu Dumnezeu. Locul în care trebuie să ne recunoaștem starea de păcat. Locul pocăinței, locul iertării, locul împăcării cu Dumnezeu și a schimbării este transformat într-o peșteră de tâlhari. Și Domnul Iisus spune, templul nu-și mai îndeplinește menirea. Locul pe care l-a ales Dumnezeu nu mai este respectat după standardele lui Dumnezeu. De aceea spune Domnul Iisus, adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră. Pentru că Dumnezeu nu binecuvintează un loc pe care l-a stabilit ca locul întâlnirii noastre cu El pentru pocăința noastră, pentru iertarea noastră, pentru îndreptarea noastră, loc care este folosit pentru stricarea noastră, pentru sfidarea lui Dumnezeu, pentru împietrirea noastră și pentru trăirea noastră în nelegiuire. Dumnezeu nu binecuvintează așa ceva. Când am vizitat Grecia, am ajuns la Corint și am ajuns în locul unde se spune că era biserica din Corint în vremea apostolului Pavel. Cât că ați fost mai mulți la Corint? Știți ce este astăzi? O ruină. Sunt numai niște pietre rămase acolo. Dacă ne ducem în Asia Mică, cele 7 biserici din Apocalipsa, numai ruină. Dacă ne ducem în alte părți ale lumii, locuri unde oamenii s-au adunat să se închine lui Dumnezeu, să se pocăiască de păcatele lor, să ceară iertare, să schimbe viața și să se ducă mai departe în ascultare de Dumnezeu, transformate în loc de stricăciune. Dumnezeu a dus peste ele aceea judecată. Sunt cu noi câțiva frați de la Lugoș care au venit să vadă biserica aceasta. Să vă binecuvinteze Domnul, scump frați. Ne rugăm ca locul acesta să fie întotdeauna un loc sfânt. Că oamenii care intră aici, intră să ne închinăm lui Dumnezeu, să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu, să cerem iertarea lui Dumnezeu și să mergem acasă iertați și transformați. Dumnezeu n-are legământ cu pietrele acestea. Dumnezeu n-are legământ cu coloanele acestea. Dumnezeu are legământ cu cei care vin la El în baza standardelor Lui ca să primească binecuvântarea Lui. Suntem la cina Domnului. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea harul să ne apropiem de cina Domnului cu o inimă schimbată. Când Domnul Iisus spune, însă adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră, anunțul acesta este șocant. Adică, nu va mai fi nimic din templu? Și în anul 70, armatele romane, sub conducerea generalului Titus, au ras de pe fața pământului Ierusalimul și templul. Și de 2000 de ani,
de 2000 de ani este numai ruină. Dar știți ce a însemnat? Tot iudaismul levitic a rămas fără substanță. Știți că trebuiau să aducă jertfa de dimineață și jertfa de după masă? Mai au unde să aducă jertfa? Știți că trebuia să aducă jertfă la lună nouă, la sabate, la sărbători? Știți că trebuia să aducă jertfă în ziua ispășirii odată pe an? Știți că de 2000 de ani nu s-a mai adus nicio jertfă? Când Domnul Iisus le-a spus, nu va rămâne piatră pe piatră, le-a spus, Dumnezeu vă ia tot ce v-a dat ca să fie locul și standardele de apropiere de Dumnezeu. Pentru că ați făcut din locul acela o peșteră de tâlhari. Este primul motiv pentru care Dumnezeu leapădă templul. A lepădat cortul de la Shilo, a lepădat templul lui Solomon, a lepădat templul lui Zorobabel, Ezra și Nemia, a lepădat templul lui Irod. Dumnezeu nu este interesat să binecuvinteze ziduri în care oamenii își împietresc inima înaintea Lui. Dar, oare numai atât este? Nu este nimic altceva mai mult? Când Domnul Iisus anunță sfârșitul templului și anunță sfârșitul iudaismului levitic, când anunță că vor înceta toate acestea, ne anunță ceva care are de-a face cu vremea și cu vremurile și cu noi de astăzi. Întoarceți, vă rog, la Epistola către Evrei. Epistola către Evrei, la capitolul 9. Fratele Doru a avut un studiu în cartea Evrei și a explicat detaliat toate aceste lucruri. Le reluăm acum doar ca să ne împrospătăm în Evrei, capitolul 9. Versetul 24. Căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare, făcut de o mână omenească, după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Capitolul 8, versetul 5. Vorbește despre preoții din Vechiul Testament. Ei fac o slujbă care este chipul și umbra lucrurilor cerești. După poruncile primite de Moise de la Domnul, când avea să facă cortul, ia seama, i s-a zis să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte. Ce ne spune Epistola către Evrei este următorul lucru. Și cortul întâlnirii din vremea lui Moise, și templul lui Solomon și cel al lui Zorobabel, Ezra și Nemia, și templul acesta rezidit de Irod cel Mare, n-au fost altceva decât umbra lucrurilor viitoare. Templul acesta era umbra adevăratului templu. Nu adevăratul templu, nu realitatea ultimă, ci umbra. Știți ce au făcut evreii? S-au îndrăgostit de umbră și s-au legat de umbră. Și-au răstălmăcit umbra. Și-au declarat că umbra este realitatea ultimă. Am o întrebare. O adresez tinerilor care sunt aici necăsătoriți. Ești tânăr necăsătorit și ai de ales să te căsătorești cu umbra fetei de care îți place sau să te căsătorești cu fata de care îți place. Cu cine ai vrea să te căsătorești? Cu umbra sau cu fata? Ce zic băieții? Dacă ești căsătorit și soțul-i plecat de acasă sau soția, ce ai vrea să vină acasă? Umbra sau soțul sau soția? Ce zic soțiile? Slab. Bănuiesc că doriți din toată inima să vină soțul, nu umbra. Dar nu vine soțul ce vă trimite o poză, o fotografie.
Fotografia e realitatea? Cortul și templul nu erau altceva decât umbra lucrurilor viitoare. Și poporul Israel a declarat umbra realitate și a reinterpretat-o și au făcut ce au vrut ei cu umbra, împietrindu-se față de ceea ce Dumnezeu voia să le dea. Și Dumnezeu n-a vrut să lase omenirea aceasta la umbră, ci a vrut să o ducă la realitate. Întoarceți-vă, rog, la Evanghelia după Ioan, capitolul 2. Evanghelia după Ioan, capitolul 2. Pentru că ne întrebăm care este realitatea, care este adevăratul cort, care este adevăratul templu. Ioan, capitolul 2. De la versetul 13. Paștele iudeilor erau aproape și Iisus s-a suit la Ierusalim. În templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi și porumbei și pe schimbătorii de bani șezând jos. A făcut un bici de ștreanguri și i-a scos pe toți afară din templu, împreună cu oile și boii, a vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele. Și a zis celor ce vindeau porumbei, ridicați acestea de aici și nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie. Ucenicii lui și-au adus aminte de ce este scris, râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Iudeii au luat cuvântul și i-au zis, prin ce semne arăți că ai putere să faci aceste lucruri? Drept răspuns, Iisus le-a zis, vă rog să citiți. Stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica, îl voi rezidi din nou. Ce semne dai ca să ne spui că ai autoritate să scoți afară din templul acesta, care-i umbra lucrurilor, tot ceea ce nu se cade? Și semnul este, stricați templul acesta și în 3 zile îl vor ridica. Iudeii au răspuns. Au trebuit 46 de ani ca să se zidească templul acesta și tu îl vei ridica în 3 zile? Dar el le vorbea despre care templu? Despre templul trupului său, despre adevăratul templu. Iudeii erau legați de umbră, de umbra lucrurilor viitoare. Adevăratul templu, locul întâlnirii noastre cu Dumnezeu este Iisus Hristos. Binecuvântat să-i fie numele. El este în mijlocul lor și le spune, semnul pe care îl veți primi este că templul acesta, în 3 zile, de la răstignirea și îngroparea lui, va deveni poarta prin care noi intrăm în Sfânta Sfintelor. El este adevăratul templu. El este adevăratul loc de întâlnire între noi și Dumnezeu. Căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți decât unul singur. Care e numele acela? Iisus Hristos Domnul. El e adevăratul templu. Templul celălalt și-a împlinit menirea în istorie. El trebuia să fie un indicator. El trebuia să arate spre adevăratul templu. Umbra trebuia să arate spre realitate. Evreii au vrut să rămână în umbră și să o reinterpreteze. Dar prin harul lui Dumnezeu, adevăratul templu s-a coborât la noi. Și în templul acela, adevăratul templu este și adevăratul mare preot. Cine-i marele preot? Este Domnul Iisus Hristos. Este și adevărata jertfă. Care e adevărata jertfă? Care e adevărata jertfă? Jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. O sărbătorim astăzi la cina Domnului. Sărbătorim adevăratul templu, adevăratul mare preot și sărbătorim adevărata jertfă. Este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Acesta este sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Și acum, prin trupul lui, spune apostolul în Epistola către Evrei, avem intrare slobodă în Sfânta Sfintelor. De ce spune în capitolul 10 să ne apropiem, dar cu încredere?
Să ne apropiem cu o inimă curată, cu un cuget curat, să ne apropiem cu o viață iertată și schimbată. Pentru că dacă păcătuim cu voia, după ce ne-am întâlnit cu adevăratul templu, adevăratul mare preot, adevărata jertfă, adevărata dragoste a lui Dumnezeu, dacă acestea le călcăm în picioare, nu mai există nicio altă cale de iertare. Dar astăzi ne apropiem de masa Domnului. Știți fiorul cu care se intra în vremea aceea o dată pe an marele preot în Sfânta Sfintelor? Trebuiau aduse jertfe cu sânge de tauri și sânge de țapi ca să facă ispășire pentru popor. Și după o vreme, spaima era atât de mare că marele preot s-ar putea să nu fie plăcut lui Dumnezeu când intră în Sfânta Sfintelor ca să stropească capacul ispășirii cu sânge pentru ispășire. Și s-ar putea ca Dumnezeu să-l omoare acolo. Știți care a fost problema? Dacă moare acolo, cine îndrăznește să meargă să-l scoată de acolo? Că nu mai era niciunul, doar marele preot avea dreptul. Știți cum au rezolvat și problema asta? L-au legat cu o ață de picior. Și mergea legat cu o ață de picior și dacă n-ar mai fi ieșit de acolo, că ar fi murit, l-ar fi tras cu ața mort de acolo. În loc să caute adevărata pocăință, au căutat mijloace de a evita pocăința. Oare nu ești așa? Oare nu ești în aceeași situație? Ne apropiem de masa Domnului, oare căutăm mijloace să păcălim harul lui Dumnezeu sau căutăm să venim înaintea Lui să spun, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Amin.